Salut și la mulți ani jupânilor, jupânul vostru preferat aici de față. Astăzi vom analiza câte evazise mituri sau misconcepții despre dinozauri, considerate de foarte multă lume a fi încă adevărate. Așa că luați-vă niște gustări și faceți-vă comod. Mitul 1. Dinozaurii au dispărut. Deși este adevărat că majoritatea dinozaurilor au fost căsăpiți de un asteroid aproximativ acum 66 de milioane de ani în urmă, o ultimă grupă de dinozauri teropozi a reușit să supraviețuiască, diversificându-se drastic după zisul cataclism. În momentul de față, există aproximativ 10.000 de specii de dinozauri și este de asemenea probabil ca tu, jupânul ce te uiți acum la acest videoclip, să fi văzut sau chiar și mâncat un dinozaur relativ recent. Evident, vorbesc despre păsări, de asemenea cunoscute drept dinozaurii avieni. Atât păsările cât și dinozaurii prezintă oase pneumatice sau goale pe dinăuntru, saci de aer și un sistem respirator extrem de complex, iar iadeșul întâlnit la o găină, de exemplu, era de asemenea întâlnit la o gamă largă de dinozauri, inclusiv Tyrannosaurus. Și să nu uităm de faptul că mare parte din aceste animale erau acoperite cu cel puțin un singur sortiment de penaj a idoma păsărilor din zilele noastre. Păsările, deși nu prea par înrudite cu acestea, sunt de fapt o ramură extrem de specializată de reptile arcosauromorfe. Acest fapt poate fi dovedit la nivel genetic, ADN-ul de crocodil, un alt arcosauromorf, având mai multe în comun cu ADN-ul de găină decât cu ADN-ul de șarpe, țestoasă sau șopârlă. Mitul 2. Dinozaurii, cel puțin cei neavieni, prezentau un metabolism și un intelect scăzut. Acest mit era popular în comunitatea paleontologică până în anii 60, când cercetătorul Robert T. Baker a scos la iveală corelații anatomice și ecologice între dinozaurii neavieni și mamifere. Ulterior, se constată că aceste animale erau cel puțin mezoterme, având un sânge undeva între cel cald și rece, fiind capabile să-și controleze temperatura corpului mai mult sau mai puțin a iduma unui mamifer. Când vine vorba de inteligență, în schimb, majoritatea dinozaurilor aveau un intelect asemenea unui crocodil. Dacă nu știați deja, dacă nu luăm în considerare păsările, crocodilienii sunt cele mai inteligente reptile, capabile de comportament sofisticat, comunicare complexă între indivizi și chiar și de utilizarea uneltelor. Crocodilii, deoarece trebuie să susțină un stil de viață de predator mai mult sau mai puțin activ, au de asemenea o memorie foarte bună și simt nevoia să fie mereu cu un pas înaintea prăzii. Mitul 3. Păsările au apărut abia după ce dinozaurii au dispărut. Primele păsări au apărut de fapt în perioada jurasică, acum aproximativ 150 de milioane de ani în urmă, undeva prin mijlocul erei dinozaurilor. În crengătura aviale, din care face parte și grupa Aves sau păsările contemporane, prezintă o mulțime de alte încrengături ce nu au reușit să supraviețuiască cataclismului. Se crede că păsările erau mai diverse în era mezozoică decât sunt acum. Interesant este că deși multe grupe de păsări din aviale prezentau ciocuri, le-au evoluat în mod independent una de cealaltă, strămoșul lor comun, probabil o rudă a celebrului Archaeopteryx, prezentând un bot dotat cu dinți mici și ascuțiți. Multe dintre aceste păsări prezentau și gheare la nivelul aripilor. Chiar și specia românească balaur bondoc, considerat de multă lume a fi un soi de dromeozaur sau raptor, se dovedește a fi de fapt o specie de pasăre primitivă de mari dimensiuni, expusă la fenomenul de gigantism insular, unde un organism de talie mică crește din generație în generație din pricina lipsei de competiție. Aceste grupe diverse de păsări, fiind adaptate la un stil de viață arboreal, au dispărut din pricina pierderii habitatului și locurilor de cuibărit. Pe atunci, grupa Aves prezenta în mare parte păsări de sol, un exemplu bun fiind specia Asterornis maastrichtensis, acesta fiind motivul pentru supraviețuirea și diversificarea ulterioară a acestei familii de păsări. Mitul 4. Cel mai mare dinozaur a fost Tyrannosaurus. Tyrannosaurus a fost cel mai mare dinozaur carnivor, fiind cel mai masiv dinozaur din încrengătura teropoda, din care fac parte și păsările despre care am tot vorbit până acum. Cele mai mari exemplare putând atinge greutăți de până la 10 tone. Dinozaurii precum Edmontosaurus,
Eutriceratops, Shantungosaurus și mare majoritatea dinozaurilor cu gât lung, de asemenea cunoscuți drept sauropode, întreceau în mărime uriașul carnivor. Deocamdată se crede că cel mai mare dinozaur care a trăit pe Terra a fost Argentinosaurus, un titanosaur ce ajungea la o greutate de aproximativ 80 de tone. Mitul 5. Dinozaurii, cel puțin cei neavieni, și oamenii au coexistat la un moment dat. Dinozaurii neavieni au dispărut acum cel puțin 66 de milioane de ani în urmă, în timp ce oamenii au apărut acum aproximativ 2 milioane de ani în urmă. Cred că se înțelege deja cum stă treaba. Mitul 6. Aceste patru animale sunt dinozauri. Deși aceste organisme par a fi apropiate una de cealaltă, nu sunt incluse în grupul dinosauri, făcând parte din grupe taxonomice complet diferite. Primul animal din listă este Liopleurodon, un prădător marin ce a trăit în mijlocul perioadei jurasice. Acest animal face parte din superordinul reptilian Sauropterygia, considerat de mulți cercetători a fi relativ apropiat de cherolienii contemporani, adică de țestoase. Încă este sub dezbatere faptul că țestoasele fac de asemenea parte din grupul Sauropterygia, așa că deocamdată considerăm acest superordin reptilian a nu avea membrii contemporani. În acest superordin sunt de asemenea incluși plesiozaurii, notosaurii și placodontele. Al doilea animal din listă este Mosasaurus, un prădător marin ce a trăit în sfârșitul perioadei cretacice. Acest animal face parte dintr-un ordin de reptile ce prezintă membrii contemporani, și anume Squamata. Reptilele contemporane din acest ordin sunt șerpii și șopârlele. Se crede că mosasauridele, încrengătura din care face parte Mosasaurus, este o ramură de reptile varanoide, adică înrudite cu varanii contemporani, ce s-au adaptat la un mediu marin. Al treilea animal din listă este Criodracon, un animal ce face parte din ordinul Pterosauria. Ordinele Dinosauria și Pterosauria fac parte din superordinul Ornitodira, însemnând că sunt relativ apropiate una de cealaltă. Mulți cercetători sunt de asemenea de părere că strămoșul comun al pterozaurilor și dinozaurilor era acoperit atât de solzi cât și de filamente, având în vedere că amândouă încrengături prezintă membrii cu astfel de integument. Al patrulea animal din listă este Dimetrodon, un animal ce face parte din ordinul Pelicosauria, ce a apărut înainte de dinozauri. Pelicosauria, în contrast cu restul ordinelor discutate anterior, nu este un ordin de reptile, ci mai degrabă o ramură de sinapside timpurii. În realitate, aceste animale sunt de fapt înrudite cu strămoșii mamiferelor. Sub exteriorul reptilian, Dimetrodon prezintă niște trăsături întâlnite la sinapside și ulterior mamifere, precum numărul de fenestre craniene și seturile distincte de dinți. Și cu asta, jupânii mei, se încheie videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, dați frumos acolo pomană, like, și de doriți să mai vedeți conținutul de la jupânul vostru preferat în viitor, puteți să vă abonați și să apăsați clopoțelul. La mulți ani, eu am Tulito!